fost o zi perfectă pentru făcut shopping. Ștefan Bănică și Lavinia Pârva au fost la cumpărături în amiaza mare, iar paparații spynews.ro au fost pe fază și au surprins totul. Artistul și frumoasa lui soție au luat cu asalt un supermarket din capitală. Chiar dacă a născut recent, frumoasa mămică este într-o formă de zile mari. Scăpată de kilogramele pe care le-a luat în timpul sarcinii, lucru demn de toată lauda, vedeta și-a ajutat soțul la cumpărături. După ce au plătit produsele pe care le aveau în cărucior, cei doi soți au părăsit magazinul. Îmbrăcată cu un tricou negru, cu ochelari de soare la ochi și cu părul prins lejer în coc, artista a luat cu putere plasele din coș. Apoi s-au îndreptat împreună către mașină. Ca un bărbat galant, Ștefan Bănică i-a deschis portiera și, odată urcați în autoturism, cei doi au mers spre casă, acolo unde îi aștepta micuțul Alexandru, fiul lor. Femeia are cel mai frumos dar de la Dumnezeu și anume de a da viață. Și lucrul ăsta este unic, irepetabil și vă bucurați numai voi. Voi știți sentimentul ăla. Să dai viață cuiva, mi se pare fabulos. Am emoții, am avut emoții și la Ștefănel și la Violeta, dar e firesc, e altcineva, e un alt individ care intră în viața ta.